Oameni de pe tot internetul, dar bine v-a regăsit la un nou episod din Breazla Educilor, alături de mine, Puf, gazda voastră mirobolantă și mirofica, care se bate cu limba română din când în când. Ce mai faceți? Cum mai duceți? Care este viața voastră? Dragii mei, ne-am întors noi frumușel tot aici la sistemele noastre și la ferma noastră, pentru că trebuie să facem și mai multe sisteme și mai multe ferme. De ce? Ei bine, a reușit să strâng ceva gunpowder pe aici și gunpowder ăsta ar însemna undeva la vreo 3 stack-uri de rachete, deci ar veni 3, 6, 9, 12, 15 și din păcate cam atât. Cu astea de 44 nu știu cât o să ne dea, vreo 2 stack-uri cred că. Dar ca să putem să facem stack-urile alea o să avem nevoie de sugarcane și ca să facem sugarcane ne trebuie o fermă de sugarcane. Și am văzut pe internet eu ceva modele interesante, dar trebuie mai întâi și mai întâi să vedem unde o să le facem. Pe lângă asta, am fost un picuț laminat pe un live, pe care dacă n-ați fost, ghinionul vostru, după cum bine știți, poate mulți dintre voi, hei piftea, live-urile eu nu le țin salvate pentru că ascult ce muzică vreau pe ele și atunci există posibilitatea să-mi iau un copyright strike și nu prea vreau lucrul ăsta, dar cât am fost pe un live am farmat aici o grămadă de gold și o grămadă de iron, am fost și am mai luminat din peșterile de pe aici. Ce se întâmplă? Poți să faci un trick destul de mișto în momentul de față, dacă ai un pistol, un composer și o chestie de genul ăsta și să zicem, te duci frumușel, uite aici înăuntru. Da, să ne luăm lopățica. E destul de interesant tricul. L-am căutat cu băieții de pe live și cu fetele de pe live, dacă a fost vreuna. I don't know. Nu știu, hei. Dacă ați fost vreo fată pe live, salut. Și pui un composer. Iei o torță de redstone, o pui ceva de genul și pui el acolo și te împingi în jos. Și atunci poți să cam vezi, wow, câta cave system mai este în partea aia și privine și... Bine, din ce văd eu nu prea se încarcă super ok, dar hei, cât de cât, uite acolo iarăși un dita mai cave system-ul. Jay, ai zis asta. Deci mai am încă de lumina mult și bine. Ai de pui mei cât de com... Ops. Nu te lasă cu... Oh, bă, da. Uite-te ce acolo, mâncați aș sufletul tău. Păi și eu mă mir că nu-mi spanează vrăjitoare prin fermă. Păi ui ce aici. Ah, ok, acolo, ok. Și poți face tricul ăsta, șmecheria asta. Și, sac, pac, scurt pe doi. Poți să vezi ce se întâmplă pe sub tine. Mai pe scurt. Lopățică. Ăla-i. Cred că nu o să mai ajungă, nu? Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Super. E destul de easy, destul de simplu. Nu-i foarte greu de făcut schema și poți să vezi liniștit dacă ai peșteri în jurul tău sau nu. Ei, să zicem că trișez un picuț, dar cui pasă? Cui pasă de chestii de genul ăsta? Ha? Cui pasă? Și acum cu tot fierul ăsta de aici trebuie să mai facem niște hopere și să mai extindem un picuț chestiuța de acolo. Așadar și prin urmare am extins un picuț toată chestia asta, adică am mai pus încă 5 furnale și ar mai trebui să mai punem încă vreo 5 în partea asta, de asta am mai extins și platforma. Iar aici o să vină ferma noastră de sugarcane, care cică, după spusele lui Il Mango, fiindcă folosesc un tutorial de la el, bineînțeles de sigur că nu mă duce pe mine capul atât de mult încât să fac chestiile care le face el. După spusele lui, ar trebui să producă ferma asta undeva la 8.000 de sugarcane pe oră, ceea ce, gen, dacă îi dau drumul jumătate de oră și îmi produce și 4.000 de sugarcane, eu nu zic că e destul pentru o bucată bună de timp, zic eu. Deci de asta e foarte lag intensiv din ce am văzut eu, adică produce un picuț de lag ferma și nu prea. Unde e mesa ăla de lângă spawn? La colpir acasă parcă. Ce? What the fuck happened? Ah, am dat escape cumva.
Și în momentul în care produce destul de multicel lag, parcă nu prea aș vrea să o las pornită foarte, foarte mult. So, ceva de genul arată până acum toată ferma noastră ce am făcut pe aici. Acum o să trebuiască să punem, uite aici, pam pam, niște sticky piston-uri, dar din ce văd eu, astea nu cred că trebuie să fie aici. Da, nu trebuie să fie aici chestiile astea. Ok, hopa sus. După ce o pica și curentul de vreo două ori, că așa se întâmplă la noi cu treburile astea, suntem ca la Cernobâl, știi, adică explodează dintr-o dată centrala și nu mai avem curent. Jesus. Nu poți să nu faci referință la Cernobâl, mai ales la ce serial bun a scos băieții de la HBO ultima dată când ne-am uitat la el. Când ne-am uitat, Jesus, ultima dată când... Eu nu am mine. Limbile române grele. Bun, pam, pam, ceva de genul parcă, dacă țin eu bine minte. Uite așa. Și acum aici trebuie să vină niște observere, uite așa. Aleup, aleup, aleup. E un picuț de sărit pe aici și de țopăi, dar hai până la urmă, asta este. Hop, așa. Bun, deci acum astea trebuie să dispară de aici. Op, așa, pac, 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 pac. Mă, bine, oricum avem o tonă de dirt și mai scăpăm și noi de el. Pe aici, pe acolo. Bun. Na, și acum, dedesubt, oare am destule? Ia să vedem. Dedesubt, în mod normal, trebuie să vină ceva de genul ăsta. Ce se întâmplă? Poți să folosești, ăsta e ca și un fel de fir, ca și un fel de cablu, ca să zicem așa. Poți să folosești și redstone, dar din ce știu eu, e mult, mult, mult mai ok să folosești șine. Acum, fie folosiți activator rail, fie folosiți, cum zice, zic mi pe limbă. Oh, dar nu mai am. O băgăm așa piciorul. Deci o să facem niște șine din alea, niște power rails. Pentru toată nebunia asta. Am crezut că mi-ajung astea și nu trebuie să mai fac șine deloc. Dar aparent m-am înșelat. Oameni buni, după toată bâlbâiala și toată nebunia pe care am făcut-o acum câteva minuțele, practic nu, știi, e greu să stai, să te concentrezi la ce faci aici și să și faci treabă. Dar cam asta e ferma, cam asta e ideea. Ideea din spatele care-i? S-a introdus în Minecraft o mecanică, după cum zicea și Mango, cred că neintenționat, adică nu cred că a fost cu intenție toată schema asta, s-a introdus o mecanică prin care dacă muți pământul de sub sugarcane, crește mai repede. Funcționează, dacă țin eu bine minte, și la kelp și la bambus, exact pe aceeași treabă. Și chestia asta se întâmplă aici, practic noi mutăm blocul ăsta de pământ și nu știu din ce cauză nu sare sugarcane, nu? Aia e super interesant. Dar practic noi cam aia facem. Adică dacă eu îi dau drumul aici la chestia asta, o să vedeți că chestiile aia se mută în continuare și sugarcane nu crește. Dar nu l-am văzut să crească de 3 înălțime, doar de 2. Și aici e foarte, foarte interesant. Adică dacă lăsăm așa, uite, crește numai de 2 înălțime. Acum, singura problemă e următoarea. Trebuie să mă duc, am vorbit cu Hoodie și știu că el are ceva fermă de, cum îi zice, de slime. Și trebuie să mă duc până la el să fac rost de niște slime. Ne trebuie, practic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocuri de slime. Unul avem noi și... Sau ia stai să vedem, dacă fac o chestie de genul ăsta, nu știu câte blocuri poate să mute o bucată de asta de slime. 2, 1, 2, 3, 4. Merge cu 4? Să vedem. Sunt tare curios. Aparent. Dar le mută numai pe primele două. Ok. Da, deci ne trebuie neapărat ne trebuie neapărat slime-ul ăla. Fără el, din păcate, nu prea putem să facem mare lucru. Deci, ne mai trebuie încă 10 blocuri de slime, așa că o să mergem până la Hoodie să facem rost de slime-ul de care avem nevoie și din ce văd eu aici, avem deja niște sugarcane, am putea să facem niște hârtiuță și dacă punem pasta jos,
Ok. E nasol că nu-ți arată crafting recipe-ul aici la rachete. Ar fi foarte mișto dacă ar face treaba aia. Pam. Uite că mai avem încă 3 stack-uri de rachetuțe. Bine mă băiatule. Bine mă băiatule. Acum, singurul lucru pe care trebuie să-l mai facem e să facem ferma de vrăjitoare să fie super, super eficientă. Și după putem să deschidem magazinul de rachete. Ha, 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 ha. Uai, câte oi are omul ăsta aici, mă băiatule, mă. Bun. Acum că tot am fost pe aici și am văzut și oițele și am luat și niște slime de la omul ăsta nostru. Uite, așa mai strâng și niște bucățele de slime și am alea 10 chestii pe care da. Îi punem, uite, aici un cufăr. Wow, wait a second. Nu-i bine. Sparge cufărul. Pune-l aici. Ăla-i. Și pac, pac, îi punem chestiile astea aici. Și uite aici, punem semnul ăsta și scriem mersi de slime. Și aici facem o treabă de asta, un puf. Done. Bun, și acum că am făcut roșii de slime, este timpul să mergem acasă. Spawnul e undeva la minus 100 cu 100 sau ceva de genul ăla, deci am ceva de galopat până acasă. Sau cred că avea și portal prin el, dar știi câteodată mergi pe jos, face picior frumos, deci... Ah, stai! Jesus! Uite aici, ferma de fier a lui Peter, care nu funcționează prea bine. Sau... What the... Dar de ce-o spawnat ăla acolo, dude? What the hell? Interesant. Interesant cum s-a spawnat gușterul ăla fix acolo. Încoace, uite aici shop-ul Colpieruț. Și... Ah, shop-ul nostru, să vedem. Am pe aici ceva. Diamante, chestii. Un diamant. Hello. Nimic. Nimicuța. E cam ne-a nu mai cumpărat nimic cărți. Și încă un diamant aici. O fi ok, nu o fi ok. Așa, astea-s goale că aici, încă n-am pus nimica. M-am uitat eu așa un picuț la ultimul clip al lui Colpir. Și am văzut că cineva mi-a dat foc prin bibliotecă, pe acolo, la podea. Dar... focul a dispărut. O fi fost cineva pe aici și a stins focul. Sau l-am stins eu și nu mai țin minte. În schimb... am găsit chestiuța asta. Mergi până la minus 315 cu 94 și cu 1300 și vei avea o surpriză. Dacă pornim noi F3-ul, minus 315 încolo și 1000 și cât? 1300, stai să vedem așa. Minus 315 și 97 și 1300. Așa. Ia să vedem ce surpriză găsim acolo. Aparent încă un semn care ne îndrumă. Trebuie să-l prind pe băiatul ăsta. Trebuie să-l prind pe gușterul ăsta care tot îmi dă mie foc prin librărie pe acolo, pe la podele. Și după aceea mă și plimbă, uite așa, aiurea, pe drumuri. Sper că ți-a plăcut călătoria, cică, n-ai... Serios? Nimic. Nici măcar, eu știu, o bucățică de cărbune, ceva, adică, mă rog, cărbune mă gândesc că găsesc pe aici dacă caut. Dacă, na, uite, da, cărbune. Ceva acolo, simbolic, semnificativ, o artifică, dacă tot am călătorit atâta. Nervi. Am văzut nebunia asta lui Colpir de la începutul seriei și, sincer să fiu cu voi, mi-a plăcut atât de tare încât am zis că ar fi cazul să facem și noi
niște rulote pe aici. Și ținând cont că acolo la spawn o să fie practic un fel de oraș cu tot felul de clădiri și magazine și chestii și trestii și socotestri. Jesus. Am zis că în partea asta pe aici să începem să facem noi un parc de rulote. Așa că am ceva pământ la mine, da, am. Super, cât să acoperi prostiuța asta de aici. Și uite aici, în zona asta, să începem noi să ne facem o rulotă mirifică, milobolantă. O să fie ceva mai micuță decât alucolpir, nu o să fie la fel de mare, o să fie mult, mult, mult mai micuță. Dar o să arate bine, aia contează. Principalul e că o să arate bine. Acum, rulota noastră o să fie așa un picuț mai, cum să zic eu, un picuț mai lemnoasă, ca să zicem așa. Deci, practic, o să avem ceva de genul ăsta și o să fie mai micuță, după cum vedeți și voi. Dacă mergem la rulota lui Colpir, are spațiu înăuntru de 2 lățime. Ei bine, noastră nu o să aibă spațiu de 2 lățime, o să aibă numai de 1. Deci o să fie super, super, super micuță. Și, după cum o vedeți și voi, după lungime, e destul de mică. Ups, am apăsat pe aici pe butoane și nu mi-a ieșit ce vreau să iasă. Ce căutoare? Nu mai știu ce caută. Căutam o chestie și nu mai știu ce. A, da, gata, știu. Vreau să iau niște fier și vreau să iau niște piatră și vreau să pun un crafting table pe jos. Și cum se făcea Blast Furnace-ul? Bun. Păi până aici am putea să zicem că ne-a aproape gata treaba asta de aici. Pe undeva pe aici trebuia să am un picuț de glowstone. Uite la-i. There we go. Facem asta. Așa. Și facem asta și asta. Și facem asta. Aha! Ăla-i. Și acum asta mi se pare că arată mult mai mult ca și o bară, ca și un grill, decât lumurile. Deși și lumul arată ca și un grill. Interesting. Deci, ce urmează acum? Urmează să... ia să vedem. Putem să facem noi treaba următoare. De fapt, da, 100%. Luăm astea galbene, luăm două din astea. Pac. Uite așa. Ce am aici? Zăpadă. Pot face snow layer-uri. Hup. Uite așa. Și acoperim prostiuța asta. Știi, ca să nu se vadă deasupra, că arată mult mai mișto așa. Bun. Acum. Pac. Și pac. Oare să vină până aici în spate sau de fapt ar cap trebui dacă stai bine să te gândești, nu? Și tu să vii aici? Asta galbenă practic e oglinda. Nu știu cine are oglinzi galbene, dar mă rog, nu prea era mișto dacă aș fi avut și asta greu, e o idee. Ar fi fost mișto dacă aș fi avut un negru, dar nu prea vreau să mă duc să iau un stack întreg de sticlă pentru două găsi pe inul și atunci, yeah, that should work very nicely. What? Sper ca băieții aia să nu vină încoace. Nu de alta, dar știi, noi mai avem de construit pe aici chestii, trestii, socotrestii, șmechitrestii, lucruri, hello? Boys, don't come near, please, don't be crazy, ok, you go now. Bun, acum că am făcut toată schema asta, ar cam trebui să ne apucăm de construit restul chestii trestiei, care este ea, o chestie trestie, limba română, deci mă jur. Cred că o să mă las de vorbit în română, nu știu, schimb, găsesc eu o altă limbă mai easy-weezy, squeezy. Bun, tu acolo. Și acum,
putem să adăugăm noi niște culoare, ca să zicem așa. Și mă gândeam, poate la roșu. De ce nu? Ceva în genul ăsta așa, pac-pac. Aici o să vină geamuri și mă gândeam să le pun cu gri. Că de ce nu, până la urmă? Da, parcă mă... Oak-ul ăsta, adică oak spruce-ul ăsta... I don't know what to say, dude. În default arată un pic ciudat. Și cuarțul ăsta... E de așa o tentă de marmură, dar nu găsim alte scări albe, gen. E așa de enervant un picuț încât îmi vine să-mi bag piciorul în el. Ok, mai trebuie niște din astea și niște din astea. Uite așa. Ca să mai facem niște bețe. Pac, pac, pac. Și cu bețele astea să facem o chestie de genul. Ăla-i bă, băiatule. Pe tine te punem înapoi aici și aici în spate o să punem așa o scară, pentru că de ce nu? Și cred că nu mai avem nevoie de scări, dacă bine țin eu minte, uite așa. În schimb, de ce o să avem nevoie, o să fie o ușă. Și acum, din ce facem ușa? Din oak ar arăta ciudat. Hai să facem o ușă din birch. Birch. Cred că ar arăta interesant. Ce mă disperă când arunc chestii peste tot. Așa, și dacă punem noi oasă aici... I mean... It's ok, I guess. I don't know. Arată binișor. Simpatic cât de cât. Cred. Sper. Mamă, cum să uite aia la mine, mânca iar lupii. Ce nu-mi plac e despre ei. Așa. Și acum, dacă mai luăm niște smooth quartz din ăsta și facem treaba asta și trebuie să mai facem niște scări de smooth quartz. Așa. Sper să-mi ajungă 10, per total. Bă, nu, să, bă bune, vă rog eu. La revedere. Deci, pe, serios acum. Nu fiți așa, no, pe bune. Nu fiți chiar așa de nașpa. Ok. Pac, pac, pac și pac. Și aici îmi trebuie niște slaburi. Deci e atât de amuzantă chestia asta, mă jur. Uite-te la ea. Tu dai tare, e faină. Ideea e că, ups, stai așa, am uitat ceva. Am uitat un lucru. Punem astea acolo, astea acolo. De astea încă o să mai avem nevoie. Voi acolo, voi acolo, voi acolo. Posibil și de astea, dar nu 100% sigur. Ia să vedem. Quartz, quartz, quartz. Unde să punem noi snow? Te punem aici, că tot aia e. Bun. Tu acolo, tu acolo. Tu acolo și tu acolo. Ar fi arătat mai bine oare cu gri? Ia să... Că și așa nu sunt multe blocuri, știi, de schimbat, așa că putem să schimbăm contrastul, ca să zicem așa. Bă... Parcă... Da. Ideea e că nu pot să implementez super mult gri, știi, aia e toată prostia. Deși parcă arată mai bine cu gri decât cu roșu ăla. Sau? Nici nu știu ce să zic, sincer, să fiu cu voi. Pac, pac. Bă, arată bine și cu gri. Oricum, îi tenta asta de maroniu și atunci de-aia am zis că mai bine să pun gri decât să pun, să pun roșu. Ups, de nu îl trebuie, băbeți. Așa. Ce mai am pe aici? Pe tine acolo. Cuarțul l-am pus aici. Știi, să ne cam scăpăm de lucrurile de care nu mai avem nevoie. Tu acolo, tu acolo. Super. De asta o să am nevoie pentru o chestie mai încolo un picuț. Și ce vreau acum să fac e să iau de aici chestia asta cu redstone. Ok. Și ne trebuie 1-2 blocuri de redstone. Pam, pam. Pe care să le punem aici pe post de stopuri. Taillight-uri, cică. Aha. Avem două antene acolo sus care dau lumină cât de cât. Bun. Și și poate eventual, uite aici, în zona asta, să punem un scaunel cu o umbreluță, ceva, chestie, trebuie să-i socoteală, mă gândesc eu, dar
Cam asta ar fi, cam asta ar fi cu rulota noastră. Am putea, desigur, ca să nu facem treaba asta, am putea aici în spate să-i facem o scară, dar se merită, nu, mai bine lăsăm așa. Și acum tot ce trebuie să facem este să-i punem un semn de matriculare aici și, hai să punem bene, că suntem din Bistrița până la urmă, nu? Bene. 09 și PUF. Dude, și trebuie să colorăm ăla. Am galben. Nu era oase pe aici pe la spawn să-l fac alboare? Sau? Bun, și aici. Pac și punem bene 09 PUF. Pac. Se vede un pic ciudat, cam micuț. But who cares? It's ok. Avem și numere de matriculare. Cine mai e ca noi? Bun, dragii mei, astea fiind spuse, cam atât a fost pentru episodul ăsta mirobolant. Și astea cred că o să le pun galbene, că nu ies deloc în evidență. Deci chiar nu ies deloc în evidență. Așa, mă, uite, uite ce oglinzi frumoase avem acum. Bam. Și bam. Bun. Cât de amuzantă chestia asta. Ar fi mișto, știi, ca fiecare haiduc să vină să-și facă câte o rulotă aici și să facem, să îngrădim toată chestia asta, să facem un micuț par de rulote, da? Vedem noi pe parcursul sezonului ce o să se mai întâmple. Dragii mei, asta fiind spuse, mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine și ne vedem în episoadele viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi. V-am buțucat. Ciao, les!